prezentăm o parte din lucrările de intervenție care se pot proiecta cu ajutorul softului SLOW. Mai departe vom realiza un exemplu de calcul în soft. Inserăm nodurile poliliniilor pentru definirea profilului terenului. Din tabul Caracteristici geotehnice alegem stratigrafia terenului. Odată definite straturile terenului, cu ajutorul comenzii Inserează, se introduc nodurile poliliniilor pentru fiecare strat în parte. Din tabul lucrări de intervenție, alegem ziduri și definim tipologia primului zid de sprijin. În acest exemplu definim un singur zid, însă softul permite definirea mai multor ziduri pentru același proiect. În continuare vom defini tipologia unui tirant, introducând dimensiunile dorite. Dacă introducem inclusiv diametrul barelor de armare, softul calculează automat rezistența tirantului. Selecționând zidul, ne poziționăm pe profilul terenului unde dorim a fi amplasat, iar profilul terenului va fi modificat automat după inserarea zidului. În aceeași manieră, inserăm și tirantul, care pentru a fi eficient, bulbul acestuia trebuie să fie fixat dincolo de suprafața de alunecare, în stratul de pământ rezistent. Apoi, din meniul Suprafețe de alunecare, se inserează rețeaua de centri deasupra porțiunii care se dorește a fi analizată. Din meniul Calcul, alegem metoda de calcul care dorim să o folosim pentru analiza stabilității taluzului, spre exemplu metoda Bishop, după care dăm comanda Execuție analiză. Din meniul Output, din tabul Export, softul generează întregul proiect, inclusiv legenda cu metodele de calcul folosite. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul nostru geostru.eu. Mulțumim pentru atenție!